râde iarăși primăvara. Peste câmpuri, peste plei. Veselia umple țara. Stai, că a venit? Aoleu, câți ani aveți, mă, copii, mă? Câți ani aveți? Zi, câți ani ai? 36. 36, de înțeles. Tu câți ani ai? 31. 31, și mai de înțeles. Deci, de la început, râde iarăși primăvara. Peste câmpuri, peste plăi, veselia umple țara, că a venit întâi de mai. De mai. Adică ediția noastră de astăzi se întâmplă pe întâi mai. Bună seara și bine ați revenit la Câștigă România! Am aflat niște lucruri despre Cristian Dumnezeu, cum că ar avea trei, spune tu, că mie mi-e frică? Bypass-uri. Trei bypass-uri. Am aflat un pic târziu, având în vedere că deja a trecut o ediție, multe înainte, ce să zic, sau cum să spun, mulți înainte, la mulți ani, adică mulți ani înainte. Mulțumesc. Să ai, să fii sănătos. Și hai să vedem cine ni s-a alăturat. Maria Vicovanu, sărut mâna, 31 de ani de la știm. Și Petru Vicovanu, de ce aveți același nume de familie? Suntem căsătoriți. Tu cu ea și ea cu tine? Exact. A, ce frumoasă ediție vom avea. Dar hai să începem totuși. Cristi, succes. Sunt două forțe aici, ai grijă. Da. Succes la Câștigă România! Astăzi vom începe dintr-un județ Călăraș. Județ cu tradiție, județ cu... Și mergem în Olt. Frumos? Vă convine, nu vă convine? Astea sunt județele. Să începem cu Cristian, câștigătorul nostru. Frumoasă ediție ai câștigat, Cristian, că mi-amintesc acum. Da. În piața prefecturii din Călăraș se află statuia ecvestră a primului rege al României. Ferdinand, Mihai I, Carol I, Alexandru Ioan Cuza. Carol I. Carol I, statuie dezvelită în 2008 în prezența regelui Mihai I al României, majestatea sa. Răspuns corect. Draga mea Maria, de fapt draga lui Maria. Gorj. Ce vrei tu? Stai, ce ai zis? Județul Gorj. Ce-i cu județul Gorj? Nu. Din Călăraș. E clar că n-a văzut nicio ediție. Emoții. Ai emoții. Bine. Întrebare din Covasna. Militar, fii atentă că e din Călăraș, da? Militar de carieră, Constantin Pantazi a condus în guvernul Antonescu Ministerul de Finanțe, Interne, Război, Cercetare și Dezvoltare. Interne. Și tu vii cu întrebări? Îmi răspunzi sau mă întrebi? Interne. Poftim? Interne. Este răspunsul final? Da. Bine. Este general de armată, zice militar de carieră, din ianuarie 1942 până la 23 august 1944, când știm cu toții ce s-a întâmplat, și vorbim despre alt minister, da, de război, și la următoarea tură poți să folosești ce? Județul Gorj. Varianta, scoate-mă din județ. Județul Gorj acum? Bine. Petru, întrebare din Călăraș. Balta Ialomiței este un habitat ideal pentru unele specii rare, precum țigănușul, care este o floare, un pasăre, o mamifer sau o rechin. Răspuns corect, pasăre. Pasăre, răspuns corect, într-adevăr. Și acum, Cristian, pe lângă aceste bypass-uri, are o carieră de 30 de ani de fotograf, ca să știți. Și-a călătorit prin țară, a cunoscut-o, nu și nu numai, și prin alte țări. Eu l-am întâlnit de multe ori în cei 20 și ceva de ani de televiziune.
Și județul următor ar fi... Giurgiu. Critic. Istoric literar. Tudor Vianu a dedicat una din principalele lui opere poeziei lui Eminescu, Slavici, Elena Farago sau Alexandri. Eminescu, zic. Poftim? Mihai Eminescu, zic. Este răspunsul final? Da. Bine, dar nu ești sigur? Nu. Cine ar mai putea fi de aici? Alexandri. Este răspunsul greșit, Alexandri. Corect, Eminescu! Poezia lui Eminescu în 1930. Și acum stăm puțin de vorbă. Cine pe cine te-a obligat, Petru, să vii la emisiune? Sau invers? O fost cum s-a luat decizia? Hai, zi-mi tu, te rog frumos, mai întâi. Am aflat de pe selecțiile de la Suceava. Da. Și am decis să... De unde sunteți? Aproape de Rădăuți. Ah, fain, frumos, frumoasă zonă. Ce-ți place cel mai mult la Rădăuți? Ciorba. Ce? Ciorba rădăuțeană. Ah, ciorba, cred, da. Foarte bună. Am văzut că se face și pe aici, prin București, dar parcă e un pic altfel. Și zi, deci, tu ai văzut că e preselecție. Și ce ai zis? Pătrule, hai, zi tu. Soțul meu a decis să participe și eu l-am însoțit. Și atunci, în acel moment, am decis să completez și eu formularul respectiv și așadar am devenit participantă la preselecție. Foarte drăguț din partea voastră. Tu cu ce te ocupi, în afară de... Lucrez în învățământ. Cum? Lucrez în învățământ. Adică? Profesor din limba română. Serios? Da. Ce frumoasă meserie. Da. Cum te înțelegi cu elevii? Sau foarte ce clase? Bine. Gimnaziu, 5-8. Gimnaziu, 5-8. Și cum te înțelegi cu ei? Eu zic că bine. Da? Da. Bun, acum poți folosi ce? Varianta scoate-mă din județ. Hai să o folosim. În tarot, cărțile de ghindă sunt echivalentul cărților clasice de treflă, romb, inimă roșie sau inimă neagră? Treflă. Iar treflă. Mă întrebi. Corect, treflă. Județul Petru. Județul următor. Giurgiu. Giurgiu, ok. Turnul ceasornicarului din Giurgiu a fost construit pentru a servi ca punct de interes, cardinal, de sprijin sau de observație. Pot să apelez la... La? Sună un prieten? Aia e o variantă ajutătoare de la un alt concurs. Întreabă un prieten, este varianta ajutătoare, la acest concurs câștigă România. Ok. Poți folosi această variantă ajutătoare? Spune pe cine vrei să întrebăm. Pe domnul Drăgănescu Vasile. Îl sunăm acum pe domnul Drăgănescu. Domnul Drăgănescu? Da. Vă salut, Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Bună ziua. Bună, bună să ne fie inima. Voiam să vă întreb dacă ați auzit de Petru, nu? Că a venit da, la... nepotul meu, da. Ai, nepotul, a venit la Câștigă România. Da, ce faci, nepotul? Iordi. Bine, bine, face bine și a venit și cu soția. Cu soția, da? Cu da, Maria. Cu a lui, cu a lui. Aha, aha, da. Da, atipic, ușor, da. Bine că au venit și la rând e Petru acum la o întrebare din Giurgiu, nu Gorj, din Giurgiu, da? Și eu o să vă citesc întrebarea plus variantele de răspuns și aveți 10 secunde să ne dați răspunsul rapid. Dacă nu știți, mai bine nu îl încurcăm, da? Da, bineînțeles. Bine, așa facem. Ascultați întrebarea. Da, vă rog. Turnul ceasornicarului din Giurgiu a fost construit pentru a servi ca punct, și acum variantele, de interes sau cardinal sau de sprijin sau de observație.
final. Mulțumim frumos de încercare. Avem o sugestie. Cardinal, tu la ce te gândești? Tot de observație. Înclin. Merg pe varianta unchiului meu, cardinal. Ești sigur că vrei să mergi pe varianta asta? 100% nu, dar merg pe varianta aceasta. Răspuns final? Cardinal. Bine. I s-a adăugat ulterior un ceasornic acestui punct de observație. Răspunsul tău era corect dacă mergeai pe el. Cardinal, greșit. Cristian Teleorman. Interpreta cântecului teleormănean. A fost deputat în Parlamentul României. Floarea Calotă, Irina Login, Veta Biriș, Maria Constantin. Cred că e vorba de doamna Floarea Calotă. Crezi? Da, cred. Aproape sunt sigur. Este răspunsul tău final atunci? Da, final. Bine. Floarea Calotă, răspuns corect, născută în comuna Beuca. Deputat, cum spuneam, în 2 mandate. Și următoarea întrebare vine din Olt. Trebuie să trecem prin ce județ, Maria? E rândul tău. Avem așa, Constanța, Ialomița, nu Ilfov, Ilfov și Giurgiu. 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 Tu ai fost să treci direct la Giurgiu, fără să răspunzi la întrebarea din Călăraș, așa, ca să fii tu înainte, nu? Nu. Film cu Mircea Diaconu și Catrinel Dumitrescu la Bolintin. Căsătorie din interes cu lăutari cu un scandal cu repetiție. Căsătorie cu scandal. Cu scandal, răspuns final? Da. Bine. Căsătorie cu repetiție este răspunsul corect. Și te întorci și tu puțin din drum, ești exact în aceeași situație cu Petru. Doar că, hai să vedem, el e un pas înainte un pic, dacă îmi dă răspunsul corect, din județul? Ilfov. Hai, Petru, să vedem ce se întâmplă în Ilfov. Cea mai mare sală de spectacole din capitală cu peste 4.000 de locuri. Sala Radio, Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Mare a Teatrului Național din București. Cred că răspunsul corect este Sala Mare a Teatrului Național din București. Este răspunsul final? Da, rămân pe acesta. Bine. Răspuns. Ateneul are spre 800 de locuri. O clădire foarte frumoasă, o sală foarte frumoasă, dacă toți sunteți în București. Mai stați o zi, două, vă sfătuiesc, și vizitați niște locuri. Ateneul, cred că se vizitează și o clădire pe care trebuie să o vedeți, inclusiv sala. Sala Radio, undeva peste 900 de locuri. Sala Palatului este răspunsul corect. Și Teatrul Național, tot peste 900 de locuri. Sala Palatului, de ce dau toți concerte la Sala Palatului? O îngrămădeală, la un moment dat, în decembrie, noiembrie, încolo, decembrie, o îngrămădeală la Sala Palatului, toți vor la Sala Palatului. De ce oare? Că sunt foarte multe locuri și câștigi bani și din vânzarea de bilete și zici că ai cântat cu sala plină la Sala Palatului. Și ne întoarcem puțin. Ai rămas în... mai Ialomița și Constanța. Tu ești în Olt. Hai să vedem, Cristian. Interesantă bătălie între voi doi, Maria, Petru. Sunt tare curios ce o să faceți. În baza militară de la Deveselu este amplasat un scut american cu protecție împotriva radarelor, rachetelor, avioanelor, tancurilor. Rachetelor. Rachetelor? Da. Răspuns corect, rachetelor. Și a ajuns la destinație fără greșeală. Acum, cine s-o ține mai tare? Tu cine-ți dorești să câștige runda asta, Petru? Maria. Maria, tu cine-ți dorești să câștige runda asta pe lângă Cristi?
cine dă răspunsurile cele mai bune. Deci, vezi, mai? Tu zici direct, fără explicații. Maria, ea zice, cine dă răspunsurile cele mai bune? Te-a și taxat, ți-a dat și două, așa. Hai să te văd, județ. Giurgiu. Iubita mea. Hai. De fapt, iubita lui. Giurgiu, avem deja un răspuns greșit din Giurgiu. Avem de ales după cum vezi că și semnalizează Constanța, Ialomița sau Ilfov? Ilfov. Ilfov. Muzeul Național al Satului poartă numele creatorului sociologiei românești. Constantin Brăiloiu, Benone Sinulescu, Dimitrie Gusti sau Ion Creangă? Dimitrie Gusti. Răspuns corect, Dimitrie Gusti. Și Muzeul Satului îl puteți vizita. Este foarte frumos, dacă prindeți și o zi însorită, e un loc de plimbare foarte frumos. Și aflați multe lucruri noi. Acum, ne întoarcem la Petru. Ialomița. Ialomița. În momentul ăsta o poți egala ca număr de județe, doar că ea încă poate să ajungă la destinație, lucruri pe care îl poți face și tu, dar nu mai ai voie să greșești. Baza de cercetare și expunere muzeală, orașul de Floci se află în localitatea Fundulea, Giurgeni, Măciuca, Slobozia. Slobozia. Bine. Giurgeni era răspunsul corect. Din păcate pentru tine, Petru, vedem ce faci în Constanța, dar hai să o urmărim pe Maria. Dâmbovița. În necropola acestei mănăstiri se află depus capul lui Mihai Viteazu. Mănăstirea Peștera Ialomiței, Nucet, Dealu, Cozia. Dealu. Dealu este răspunsul corect. Bravo, Maria! Hai că ai scăpat de o grijă. Mă rog, mai ai una mică, dar nu e grav. Ai mai multe județe la dispoziție. Te apropii de destinație. Dar hai să mergem la Petru. Petru, Constanța. Maria are deja trei județe. În 2001, Andreea Bănică a intrat în trupa Blondii alături de Cristina Rus, Andreea Antonescu, Nadin, Dana Nălbaru. Andreea Bănică. Era trupa Blondii, da? Andreea Antonescu. Andreea Antonescu este răspunsul final? Da. Bine. Doamnă? Antonescu. Antonescu. Cristina Rus. Maria. Argeș. Argeș. Hai că te-ai mai relaxat. Îți dai seama că te-a lăsat, că doar nu crezi că nu știa răspunsul. Primul soi de la lea creat în Olanda și adoptat de un oraș european poartă numele. Lalea Mutu, Tulipa Pitești, lalea din Trivale, lalea de pe Argeș. Lalea din Trivale. Răspunsul tău este final? Da. Bine. Știi cum le zice la lalele în Banat? Se pare că nu numai acolo. Tulipani. Este și un arbore tulipan. Face flori de lalea. Tulipa Pitești din 2021. Un nou soi de lalea poartă numele Piteștului și va fi tranzacționat la Bursa de Flori din Olanda. Tulipa era județul următor. Târgoviște. Ce ai zis? Teleorman. Scuzați. Da. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Teleorman. Într-o melodie, Liviu Vasilică îi cânta murgului. În mijlocul crângului, pusă-i șaua, căpătâi murgului calului într-un cui. Deci, în mijlocul crângului, pusă-i șaua... Căpătâi. Căpătâi. Răspuns corect! Căpătâi! Liviu Vasilică, firea-i tu să fii de murg, era piesa despre care vorbeam aici. Și acum, pentru județul Olt, doamnelor și domnilor, Maria răspunde la următoarea întrebare. Frumoasa actriță Mădălina Ghenea poartă al doilea prenume precum zeița romană a vânătorii. Vorbim despre Diana, Artemis, Afrodita, Bianca. Diana. Bianca, final? Diana. Ah, m-am și speriat. Diana a răspuns corect și a ajuns la destinație.
Domnule, primești 200 de lei din partea noastră dacă răspunzi corect la întrebarea. Câștigă România. Avem aici și o imagine. Botoșani, Tecuci, Turda, Giurgiu, Oltenița și acest oraș din județul Covasna îl au ca patron spiritual pe Sfântul sărbătorit pe 23 aprilie. Dacă imaginea te ajută, Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe, Gheorgheni sau Cluj? Sfântul Gheorghe. Este răspunsul corect și câștigi 200 de lei și marea enciclopedie ilustrată pe care o vezi aici. Să-l mânez cu plăcere. Mulțumesc. Succes în tot ce faci. Mulțumesc. A fost o emisiune frumoasă în care am întâlnit întrebări pe care nu le-am mai auzit până acum sau nu am citit despre ele, dar în general a fost foarte bine, puține emoții. Urez celor care doresc să vină la această emisiune frumoasă să-și iei inima în dinți și să meargă, că nu au nimic ce pierde. Maria și Cristian, concurenții noștri din runda a doua. Maria, ține-te tare. Cristian, ai văzut că e un concurent foarte bun. Hai să vedem ce întrebări apar și la tine și poate ajungem la final, cap la cap, să avem un final plin de suspans. Să-i dăm drumul rundei a doua la Câștigă România. Maria, vrei să începi tu runda? Nu. Nu? Bine, atunci îl lăsăm pe Cristian. Cristian. Timiș. Aleg Timiș. Foarte frumos ai făcut. Mergem din Timiș spre Iași, probabil, sau Galați. Hai să vedem. Galați. Galați. De acolo trebuie tu să pleci, Maria. Prima întrebare este a lui Cristi. Coleg cu el la echipa de juniori, Ionuț Luțu l-a poreclit Guriță pe Nicolae Dobrin, Cosmin Contra, Adrian Mutu, Ghiță Mureșan. Cosmin Contra. Cosmin Contra, răspuns corect. Timișorean de-al meu, județul următor. Păi Hunedoara. Bun, ne întoarcem în Galați. În Galați se află Maria. Draga mea, antrenor al echipei, uite, tot din fotbal, al echipei de fotbal Oțelul, cel care a dus titlul național la Galați. Nu știu cum ești cu fotbalul. Nu, nu sunt. Bine, hai să ne orientăm puțin. Dan Petrescu, Marius Lăcătuș, Mircea Lucescu, Dorinel Munteanu. Aș putea apela un prieten? Sigur, pe cine vrei să întrebăm? Pe soțul meu, se poate? Pe soțul tău, încercăm. Că dacă tot a plecat... Da. Alo? Păi măi, Petrule, dar ce faci? Ori pleci, ori ce facem aici? Cum e asta? Ce, nu știi cine e? Virgil Ianțu, că tocmai ai plecat de la noi. Din studio. Bună ziua din nou. Păi ce facem, ne jucăm? Ai plecat, ai plecat. Ți-a închis telefonul, nu mai auzim de tine. Ce, acum brusc vrei să o ajuți, nu? Dacă se poate. Dacă se poate. Ți-a cerut ajutorul frumos din partea ei, ce să zic. Frumos că s-a gândit la tine. Fii atent la întrebare. Suntem în județul Galați, da? Da. De aici pleacă, e primul ei județ de plecare. Întrebare plus variante de răspuns. Da? 10 secunde pentru răspunsul tău. Antrenor al echipei de fotbal Oțelul, cel care a adus titlul național la Galați. Dan Petrescu, Marius Lăcătuș, Mircea Lucescu, Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu, răspuns final. Mulțumesc frumos. Baftă, ceau. Roagă-te să fie cel corect. Dorinel Munteanu. Răspuns final? Da. Dan Petrescu, antrenor la CFR,
Marius Lăcătuș, un mare fotbalist. Mircea Lucescu, un mare antrenor și fotbalist. Dorinel Munteanu, un mare fotbalist și el a adus primul titlu la Galați în 2011. Răspuns corect, Dorinel Munteanu. Și județul următor? Vrancea. Vrancea. Acum, tu din Hunedoara vei pleca imediat, la cum te cunosc. Sper. Acum depinde de întrebare. Ia uite, farmacist, ce a creat Digitalis, prima companie română pentru cultivarea plantelor medicinale. Andrei Șaguna, Carol Davila, Mina Minovici sau Andrei Farago? Cât habar ai de această întrebare și de răspunsul? Mina Minovici era cu medicul legal, cu nu știu ce. Davila, Andrei Șaguna, nu știu, aș zice Andrei Farago. Dar nu știu răspunsul, sincer. Dar pe ăsta îl dau. Ăsta e răspunsul final? Da. Bine. Tu ce răspuns ai fi dat? Tot Andrei Farago. În prezent, compania se numește Fares și vorbim despre Andrei Farago. Răspuns corect, Cristian. Județul pe care îl alegi? Hai, Vâlcea. Este Vâlcea. Înaintăm ușor, ușor spre Galați. Tu din Vrancea trebuie să ajungi în Timiș. Drum bun în continuare. Mergi bine deocamdată în această rundă. Documente despre mișcarea unionistă și obiecte ale lui Cuza se află la Muzeul Unirii din Adjud, Mărășești, Alba Iulia, Focșani. Relaxează-te, nu se întâmplă nimic neplăcut pentru tine. Ai ajuns în runda a doua, până la urmă deja e un câștig. Adjud. Poftim? Adjud. Adjud este răspunsul final? Da. Bine. Ești de acord și tu, Cristi? Eu aș fi zis Focșani. E tot timpul contra el, cam așa e. Așa e cu fotografii. Focșani era răspunsul corect. Acolo există un muzeu al Unirii și la Alba Iulia și la Iași e drept, dar suntem în Vrancea și ne ducem acum în Vâlcea. Un prim pas greșit în Vrancea. Cel mai vechi drum din Vâlcea, posibil din toată țara, este drumul Oltului sau calea lui Decebal, Traian, Ștefan sau Burebista? Calea lui Traian. Poftim? Calea lui Traian. Calea lui Traian. Răspuns final. Da. Bine. Are 2000 de ani această autostradă a antichității. Pornește de la Dunăre și ajunge până în Transilvania. Practic a fost circulată mai bine de 1000 și ceva de ani. Răspuns corect, calea lui Traian. Bravo, Cristi An. An, da. Argeș. Județul Argeș. Grăbește-te că... Ai auzit de grăbește-te încet? Da. Grăbește-te rapid de data asta, pentru că nu-i de joacă. Cristi are un avans considerabil. Singura ctitorie bisericească a familiei domnitorului Cantemir este mănăstirea Cozia, Durău, Mera sau Maglavit. Maglavit. Maglavit este răspunsul final? Da. Bine. Având în vedere că suntem în Vrancea, Maglavit e în Dolj. Mera este răspunsul corect. Rămâi încă o dată, vezi dacă aveai varianta ajutătoare, scoate-mă din județ acum. Era o treabă. Județul Argeș, Cristi, mănăstirea Negru Vodă și a lui Ceată, din Câmpul Lung, a fost refăcută în secolul al XVII-lea de către Mircea cel Bătrân, Matei Basarab, Constantin Cantacuzino sau Vasile Lupu. Ai secol, ai județ, secol, da. Ai toate informațiile de care ai nevoie să scapi de trei variante și să rămâi cu cea corectă. Hai, zice Matei Basarab. Dar nu ești hotărât. Ba da, zic Matei Basarab. Răspuns final. Da, sper să nu-mi taie capul și mie. Răspuns corect, Matei Basarab. Într-adevăr, așa este. Ce județ alegi?
Ce pare anevoios traseul ăsta. Da, și văd că e, da. Mă duc în Dâmbovița, nu e? În Dâmbovița. Ai răspuns corect la 4 întrebări în această rundă. Urmează județul Dâmbovița, al 5-lea. Tu ești la al 2-lea județ încă. Zona 0 a cutremurelor din România. Aici se află un observator seismologic din 1942. Ce a fost în 1940? Cutremur. Cutremur. Unul mare. Vrâncioaia, Vârteșcoiu, Spulber sau Vulcăneasa? Vulcăneasa. Vulcăneasa este răspunsul final? Da. Bine. A funcționat cu întreruperi din 44 până în 64, modernizat în 86-89. Și dacă ne uităm puțin la hartă, tu ce ai zice? El ar zice Vrâncioaia. El ar zice Vrâncioaia. Ți-am zis că e contra. Nu e Vârteșcoiu, nici Spulber, dar nici Vulcăneasa. Vrâncioaia este răspunsul corect. Ține minte, da? Județul Vrancea. Replica, ori să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimica, îi aparține lui Nae Cațavencu, Tache Farfuridi, Ghiță Pristanda sau Mircea Ciobanul. Tache Farfuridi. O scrisoare pierdută, Tache Farfuridi. Răspuns corect. Bun. Prahova. Nichi Atanasiu, iar a mai avut Nichi un... Atanasiu, da. Da. Județul Vrancea. Suntem aici de ceva vreme, dar după unirea din 1859, Mihail Cogălnicianu a devenit prim-ministru, ministrul educației, ministrul justiției sau pensionar? Prim-ministru. Prim-ministru, răspuns corect. În Moldova, 1860-1861 și România, 1863-1865. Ai dreptul să mergi mai departe. Covasna. Mergem în județul Covasna. Acum tu din Prahova mai ai de parcurs încă cel puțin 3 județe. A înființat ziarele Curentul și Cuvântul, autorul romanului Calea Victoriei. Da. Cezar Vasile Petrescu. Șeicaru. Cezar Petrescu. Cezar Petrescu, Vasile Alexandrii, Ion Creangă. Ce răspuns blocăm? Cezar Petrescu. Bine. Are o casă memorială la Bușteni. S-a stabilit acolo în 37. Ce a mai scris Cezar Petrescu? Framursul polar. Exact. Răspuns corect, Cezar Petrescu. Și ne întoarcem repede în Covasna până își alege județul. Buzău. Ne întoarcem în Covasna. Draga mea, dacă ești atentă și el neatent, mai ai șanse. Socotit centrul industriei miniere din Comitatul 3 Scaune, de aici se exploata lignit. Căpeni, Petrila, Brazi, Livezeni. Petrila. Poftim? Petrila. E răspunsul final? Da. Bine. Suntem în județul Covasna. Păi Brazi e în Prahova, nu? Petrila, răspunsul tău, care se află într-adevăr în județul Hunedoara. Căpeni era răspunsul corect. Rămâi în Covasna, ne întoarcem în Buzău, Cristi. Podgoriile regiunii viticole Dealul Mare se întind pe teritoriul județelor Buzău și Prahova, Vrancea, Brașov sau Tulcea. Prahova. Prahova este răspunsul corect. Apropo, ai fost pe acolo în vizită? Da. Sunt unele crame superbe. Sigur. În zonă. Și... Braila. Covasna, răspunsul de aici trebuie să vină. Rezervația Mestecănișul de la Reci este denumită Sahara din 3 scaune. Oare de ce? Datorită mirajului Fata Morgana, dunelor de nisip, cămilelor din zonă sau căldurii excesive? Dunelor de nisip. Dunelor de nisip? Da. Final? Da. Blocăm.
Dunele de nisip despre care vorbim, pentru că ăsta este răspunsul corect, l-a inspirat și pe scriitorul Orban Balas să denumească această zonă Sahara din trei scaune. Asta e explicația. Să vedem județul următor. Brașov. Brașov. Bine, de aici poți să începi runda a treia direct și îl ignorăm. Doar că se află în Brăila. Penultimul județ, Cristian, până la județul de destinație Galați. Din 95, la Brăila se organizează concursul internațional de canto ce-i poartă numele. Hariclea Darcle, Maria Callas, Angela Similea, Maria Tănase. Hariclea Darcle. Este răspunsul corect, Hariclea Darcle. Mai departe, Cristian, tu știi ce-i face. N-am zis să-l alegi, că e ales gata. N-am ce să mai aleg. Și acum, Brașov. Asta e ușa. Este o celebră piesă de pe albumul său de debut, Interioare. Din 1984, știi despre ce vorbim? Dintre toți, Mihai Constantinescu, Alexandru Andrieș, Dan Spătaru, Nico Alifantis. Alexandru Andrieș. Care e răspunsul final? Alexandru Andrieș. Bine. De unde e Nico Alifantis deloc? Brăila. Nu, că voiam să te întreb, dar iar ai vorbit înaintea mea. Brăila. Din Brăila. Răspunsul corect este Alexandru Andrieș. Și mai nou s-a retras la Sibiu. Da. Hai să vedem județul următor. Sibiu. Na. Sper să nu fie o întrebare tot din Alexandru Andrieș. Ai nevoie de trei greșeli, Maria, din partea lui Cristi. Lucru greu, după cum ai observat în evoluția lui. Pe malul stâng al Siretului se află leagănul soiului Băbească Neagră, Podgoria, Segarcea, Dealul Mare, Nicorești, Jidvei. Nicorești. Ești sigur de răspuns? Bă, cred că sunt sigur, da. Cred că sunt sigur. Da. Este răspunsul final? Da, ăsta e Nicorești. Hai, noroc că ai câștigat! Răspuns corect, Cristian! A doua ediție câștigată și cât de lejer! Nu știu câte greșeli ai avut, dar foarte puține. În asta niciuna. În ediția, asta nicio greșeală? Nu. Nici la runda întâi, nici la... Deci cam greu să ai succes într-o ediție în care îl întâlnești pe Cristian fără greșeală. Fantastică evoluție. Și uite, foarte multe întrebări, foarte multe județe. Sunt curios cu cât începi runda a treia. Draga mea, felicitări și ție și soțului tău. Vă mulțumim pentru prezență. Sunteți foarte drăguți, să fiți sănătoși. Și uite, și 400 de lei. Te-a ajutat, nu? La întrebare. A câștigat 200 de lei când te-a ajutat prin telefon. Da. Da. El a câștigat 200, plus încă 200 prin telefon. Hai că v-ați scos. Și tu... Încă 400, dacă am răspuns corect la următoarea întrebare. Uite ce imagine frumoasă. Eu știu de unde este, pentru că aproape în fiecare an trec prin acea zonă. Orașul Breslelor, al curților și al cizmarilor, păstrează tradițiile secuiești în sud-estul Transilvaniei. Târgu Lăpuș, Târgu Jiu, Târgu Secuiesc, Târgu Neamț. Târgu Secuiesc? Răspuns corect. Și dacă te uiți la imagine, tu te duci din piața asta în dreapta, o iei și este muzeul Breslelor. În dreapta și un pic așa pe stânga. E foarte frumos să-l vizitezi dacă ai chef. Da. E fain. Așadar, 400 de lei plus 400 ai soțului. Asta e cartea. Să nu vă bateți pe ea. O citiți pe rând. Sărut mâna. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Da, ne-a părut. Experiența alături de soțul meu a fost una benefică. Am simțit și emoțiile lui. Ne-am bucurat să fim împreună într-un concurs de cultură generală. Emoțiile ne-au copleșit pe amândoi, însă a fost o experiență unică. Thank you.
Foarte bună evoluția lui Cristi. Domnule, impresionant. Să vedem cum... Cu runda a treia ai mari probleme. Cel puțin în prima ediție câștigată așa s-a văzut. Poate ne concentrăm mai mult, suntem mai atenți, pentru că uite-te cum ai mers fără greșeală. Hai să continuăm așa și în runda a treia la câștigă România. Din ce județ vrei să plecăm? Din Argeș. Argeș? Da. Bine. Știi ce e de făcut? Plecăm la drum acum. Mausoleu în județ, în memoria eroilor din primul război mondial, făcut din blocuri de piatră de albești. Mateaș. Mateaș, corect, județ. Vâlcea. Vâlcea. Doamna de Spina s-a călugărit la schitul Ostrov pe care îl ctitorise împreună cu soțul ei, Matei Basarab, Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir sau Neagoe Basarab. Neagoe Basarab. Neagoe Basarab, corect. Hai, așa, pas cu pas. Gorj. Mergem în Gorj, județul Mariei. Material descoperit în 2004 care se poate obține din minereul de la Baia de Fier. Grafen, grafen, grifon, greder, gradient, grafen, județ. Hunedoara. Unul dintre lungmetrajele regizate de Adrian Sitaru se numește Din dragoste cu cele mai bune intenții. Mai bune intenții, județ. Alba. Județul Alba. Rezervații geologice fascinante, coloane de bazal denumite Detunata goală și Detunata flocoasă. Răspuns corect și încă o întrebare cu mare atenție. Dublăm suma. Hai, Cluj. Cluj. Important centru meșteșugăresc după ce în secolul 17-18 secolele au fost colonizați aici armeni. Centru meșteșugăresc. Gherla, n-am cum, nu, nu, da, ești, nu. În sfârșit. Județ, hai. Hai, Mureș. Mureș. O primă greșeală. Da. Singura de altfel până acum. Actor născut la Târgu Mureș în 1974, are deja o carieră frumoasă, precum celebrul său tată. Piersic Junior. Vlad Zanfirescu, hai că o ții tot așa, să nu ne bucurăm de această rundă. Județ. Păi hai să nu mă închid. Bihor. Bihor. Actorul Marius Florea Vizante a făcut parte din grupul de umor Vacanța Mare, Vouă, Diverti, Străzniții. Vouă. Vouă. Născut în 72 la Oradea. Marius Dorin Florea. Județ. Arad. Județul Arad. Aradul s-a dezvoltat mult în perioada ocupației otomane și era renumit pentru negoțul cu aur, lână, zahăr, sare. Zahăr. Județ. Sălaj. Sălaj. Hai repede, poate mai prindem încă unul. Ștefan Batori a fost principe al Transilvaniei și regele acestei țări în secolul 16. Franța, Polonia, Bulgaria, Rusia. Polonia. Polonia a răspuns corect, dar nu mai avem timp pentru încă o întrebare. Okay. Și mai bine decât să greșim. Păi lucrurile arată așa. Până în acest moment ai câștigat 1300 de lei, da? În această ediție. 700 adăugăm, dar scădem 300, 400, 1700 în această ediție, plus 900 din ediția precedentă, deci 2600. Dar ai câștigat două ediții. Cea de astăzi fabuloasă până în runda a treia, cu care trebuie să facem ceva. Okay. În ediția viitoare, dacă vei ajunge acolo. Mă pun cu burta pe carte. Pune cu burta pe carte. Ceea ce nu ne-ar strica chiar și la vârste înaintate, cum sunt unii din acest studio prezenți. Să ne vedem data viitoare sănătoși. Doamnelor și domnilor, intrați și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, pentru a ne vedea acolo în toată splendoarea. Și puneți mâna pe carte, cum zicea, sau burta, cum vreți, dar mâna pe carte, că am auzit că nu urzică. Răspuns corect, era să zic din reflex. Noapte bună! Mâine, la Câștigă România. Ce înseamnă poartă în casă? Nu știu, dar știu că e la tablă. 6-4, poartă în casă. 3-1, 5-3, asta cel puțin la început, cât mai ai pe acolo. Și ce mai înveți, în afară de a prins focul? Chestii de orientare, de exemplu.
E, aici eu chiar aș avea nevoie cu GPS-ul, ăla mă mai salvează, dar în rest nu rețin pe unde am venit, o iau pe altă parte, sunt... pentru că sunt atent la lucruri mai importante, așa. Câștigi tu, câștigă România!